Războiul din Ucraina continuă, iar vecinii României se luptă pentru a putea să-și apere țara. După ce o bătrână a omorât câțiva militari ruși cu plăcinte otrăvite, acum alții au ajuns la spital după ce au băut alcool contrafăcut. Ucrainenii de rând din teritoriile aflate sub ocupația armatei ruse încearcă să ducă lupta cu soldații ruși cu mijloacele pe care le au la îndemână. Potrivit unui raport al Serviciului de Informații al Armatei Ucrainene, cel puțin doi militari ruși au murit după ce au fost otrăviți de localnicii din Izium, un orășel din Harkov. Mai exact, soldații au primit plăcinte otrăvite din partea localnicilor. Alți 28 de militari au ajuns la terapie intensivă după ce au mâncat din plăcinte. În plus, 500 de soldați ruși au fost otrăviți cu alcool contrafăcut. Mii de persoane și-au pierdut viața până acum în timpul bombardamentelor, iar alții au fugit de teama războiului. Unii civili sunt mult mai curajoși și au decis să participe la război așa cum știu ei, astfel că dacă o bătrână din Ucraina a otrăvit câțiva militari ruși cu plăcinte otrăvite, alții localnici s-au mai gândit la o idee.